Cred că folosesc Google Photos de prin 2013, deci sunt vreo 9 ani de zile de când încarc acolo fotografii personale sau lucruri pe care vreau să le salvez. S-au strâns mii sau chiar zeci de mii de fotografii acolo și e normal să mă întreb la un moment dat, ceea ce te întreb și tu probabil, cum fac să descarc toate pozele de acolo în cazul în care nu mai vreau să rămân pe Google Photos sau în cazul în care aș vrea să am un backup la acele fotografii într-un spațiu personal, care nu are nevoie de conexiune la internet sau alte chestii de genul ăsta. Ei bine, am făcut eu research-ul pentru tine, iar în clipul de astăzi vei afla cum să-ți descarci toate fotografiile din Google Photos în cel mai ușor mod posibil. Pentru că modul complicat, probabil știi, intri pur și simplu în Google Photos, bifezi cât mai multe fotografii de acolo și dai download și tot așa de câteva zeci de ori până le salvezi pe toate. Dar există un mod rapid, fără să trebuiască să muncești tu foarte mult la treaba asta, ci pur și simplu trimite Google pozele și atât. Norocul nostru este că acum câțiva ani de zile a venit legea asta de GDPR, care a obligat companiile să ofere utilizatorilor acces la datele lor. Pentru că ce o să facem noi astăzi este să profităm de această lege și să ne descărcăm datele din Google Photos. Fără această lege, probabil Google nu ar fi făcut niciodată pasul ăsta, nu ne-ar fi dat niciodată acces la toate datele noastre să le putem copia când avem noi chef, dar fiind obligați de lege, iată că se poate și ăsta este un mega avantaj. Așa că hai să trecem în spate la laptop să-ți arăt cum să salvezi toate fotografiile tale cu doar câteva clicuri. Bun, suntem aici în Google Photos și dacă te duci aici în partea dreapta a ecranului, o să vezi cam din ce an încoace ai început tu să pui fotografii. Bine, dacă ai niște fotografii mai vechi pe care le-ai luat de pe vreun stick și le-ai pus apoi în Google Photos, o să-ți apară anul așa ca ziua în care a fost făcută fotografia, deci pare că ai pus de mai mult timp. Dar ca idee, aici vezi toate pozele, dacă te duci aici în stânga la Storage, poți să vezi cât ocupă Google Photos din tot spațiul pe care l-ai tu în Drive, pentru că de la 1 iunie 2021, probabil știi deja, tot ce pui în Google Photos începe să ocupe spațiu în Drive. Până în momentul ăla puteai să urci nelimitat și toate erau acolo, pur și simplu nu-ți păsa câte clipuri și poze puneai, dar de la 1 iunie 2021 ocupă spațiu și eu am ocupat 28,9 GB până acum, de la 1 iunie până acum. Din păcate nu știu cât s-a ocupat din trecut, adică cât spațiu s-a încărcat acolo, dar o să aflăm când descărcăm toate pozele. Ca idee, din Google Photos efectiv nu poți să salvezi toate pozele, nu ai un buton pentru treaba asta, poți să selectezi mai multe dacă vrei și ți se face o arhivă cu ele, dar nu le poți selecta pe toate. Și de asta folosim metoda despre care povesteam, adică trebuie să mergi pe takeout.google.com. O să las link în descriere ca să-ți fie mai ușor să accesezi. În principiu, pe takeout.google.com poți să descarci ce vrei tu din contul tău de Google, adică setările device-urilor cu Android pe care le ai, opțiunile din contul Arts and Culture, opțiunile de blogger dacă ți-ai făcut blog pe Google, tot, 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 tot. Ca idee, când intri aici, cel mai simplu este să dai deselect all, pentru că by default îți selectează tot și pe tine te interesează doar pozele din Google Photos. Deci dai deselect all aici sus și apoi mergi pe lista asta lungă și cauți Google Photos. Hai să vedem unde o avem. Asta e. Bifezi Google Photos și aici poți să vezi albumele, anii, dacă vrei, spre exemplu, să descarci doar pozele din 2009, poți să le descarci doar pe alea. Dacă le vrei pe toate, poți face treaba asta. Dacă vrei să descarci și pozele din Recycle Bin, poți face și treaba asta. Deci le bifezi pe toate sau bifezi doar ce vrei tu să descarci. Și apoi mergi jos de tot și dai pe Next Step. Și acum te întreabă, vrei să descarci toate pozele odată sau vrei să facem noi odată la 2 luni o arhivă nouă și să ți le trimitem? Sunt persoane care vor să aibă odată la câteva luni și pozele noi trimise pe mail. În cazul nostru vrem un singur export să ne le dea pe toate odată și să facem ce vrem noi cu ele. Și apoi te întreabă ce fel de document vrei să descarci. Cel mai simplu când descarci niște poze multe e să fie arhivate într-un document de tip zip. În principiu cam orice laptop, fie că e pe Windows, fie că e pe MacBook, știe să dezarhiveze aceste zipuri, deci nu trebuie să instalezi în principiu nimic în plus pentru asta. Și apoi cât de mari să fie arhivele. Poți să ai arhive de 1 giga, de 2 giga și așa mai departe. Dacă ai un internet care merge mai prost, îți recomand să selectezi 1 giga sau 2 giga aici, pentru că îți va împărți toate pozele în mai multe arhive decât 2 giga.
Și astfel, dacă ai un internet mai prost, poți să descarci tu pe rând, în funcție de când ai tu timp, când ai tu chef sau cum îți merge internetul. Dacă ai internet mai bun, te poți duce la arhive de 50 de giga și, practic, dacă ai zeci de mii de poze, o să ai una, două, maxim trei arhive cu fotografii. În schimb, dacă ai zeci de mii de poze și bifezi 2 giga, se vor face niște zeci de fișiere pe care trebuie să le descarci. Ce mai important de menționat e faptul că arhiva asta s-ar putea să dureze să-ți apară în mail. Adică scrie și aici că ar putea dura ore sau chiar zile să-ți o facă, depinde cât de multe poze ai. Deci să nu te aștepți ca lucrurile se întâmple în câteva minute sau în câteva zeci de minute, ar putea dura mult. Eu prima cerere de arhivă am făcut-o acum vreo 3 ore și n-am primit-o încă, deci durează mult. Cei drept sunt și multe poze acolo, deci bifăm 50 de giga în cazul nostru, create, export și cam asta este totul. Poți să închizi pagina asta, nu e nicio problemă, pentru că începe Google să lucreze în spate la ați exportație toate pozele și când sunt gata vei primi un mail prin care se va spune că e gata exportul și vei putea descărca arhiva respectivă de 50 de giga sau de ce ai bifat-o acolo. Atât de simplu. Asta a fost pentru azi. Dacă te-a ajutat acest clip, apasă pe butonul de thanks de mai jos. Iar dacă vrei să vezi un alt clip util, ți-l recomand pe cel de aici.